În urma controlelor efectuate la căminul de bătrâni Casanova din Râmnicu-Vâlcea, ca urmare a neregulilor constatate de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Vâlcea, urmează a fi luată și prima decizie de închidere a unui cunoscut cămin de bătrâni. Beneficiarii acestuia vor fi preluați în centre CJ sau, după caz, internați în spital pentru îngrijiri medicale. S-a constatat neregul, s-au dispus măsuri, astăzi au venit să verifice dacă acele măsuri au fost respectate. În data de 11 iulie anul curent, în jurul orei 18, grupul de sprijin instituit de autoritățile vâlcene, alături de prefectul județului, președintele Consiliului Județean și de echipajele ISU, IPJ, SAS, s-au prezentat în această seară la poarta azilului pentru a repartiza seniorii în funcție de starea fiecăruia. Dacă într-adevăr lucrurile stau așa cum trebuie, ar fi indicat să dați drumul organelor care au competență să controleze. La scurt timp, în fața căminului au apărut și câțiva aparținători, revoltați de decizia autorităților de a reloca bătrânii. Vor să-i omoare, asta vor să facă, să-i omoare, să-i distrugă. În ciuda eforturilor autorităților, patronii azilului au refuzat să deschidă porțile pentru a lăsa bătrânii să fie preluați. Nu deschid poarta niciun fel, fac crimă. Eu am contract cu oamenii, am contract cu aparținătorul bătrânilor, mă întreabă aparținătorul unde e toată, l-a luat unul, nu știu cine, că nu mi-a dat nicio adresă. E curățenie, ne schimbă la timp. Suntem respectați, suntem tratați bine. Cum e mâncarea? Mâncarea e bună. Ce? Nici acasă nu mâncim fiecare zi bunătăți. Mâncarea cum este? Este bună? E bună, e sățoasă. N-am plecat niciodată flămând de la masă. În prezent se așteaptă soluția unui procuror în ceea ce privește situația.